atâta ce cât îi. Niciodată n-am mai avut așa și mult. Și știi care e treaba? Știi care e partea cea mai fascinantă? Datorită faptului că drajonii sunt așa de sus, cea mai multă zmeură să o mâncăm noi. Că până acum veneau copiii, ăștia în tătă dimineața, vai, mai ales câte... Victor. Deci Victor e în, aici între tufele astea, numai vezi că culege mâncă până și ăsta se duce, nu știe nimic. Și noi mai venim pe aici, eu când vin aici văd că este zmeurocoptul, ce rău Victor, ești. Când văd zmeurocoptul, strig, Victor, hai la zmeură. El vine aici, mai ia două babe, bă, dar nu-ți place zmeura. Bă, eu am mâncat de dimineață. Așa făcea anul trecut. Salutare, prieteni! Eu sunt Daniel din Maramureș. Astăzi nu avem curent acasă. Nu avem niciun video editat, finalizat, ca să-l postăm astăzi, așa că, după cum v-am obișnuit cu episoadele anterioare, astăzi facem raport gospodărie sau un tur al gospodăriei, să vedeți cum a evoluat gospodăria noastră în ultima lună de zile de când v-am plimbat prin gospodărie. E vară, suntem în luna august și neapărat avem nevoie de o pălărie, chiar dacă e mai rondioșă. E bună, că ne ține umbră la cap. Neapărat o cămașă lejeră, răcoroasă, așa nii. Și o pereche de nădraj, că nu poți umbla dezbrăcat în sat. Păpuci nu musai, că eu m-am obișnuit în ultima vreme să umblu fără păpuci. Chiar dacă mă mai înțap în câte un spinde sau câmp sau în câte ce ceva. Picioare de bebeluș, ai, ce tălbi de bebeluș. Nu s-ar zice că umbli desculț. Cam desculț umblu cel puțin jumătate din zi. Pentru cei care nu știți, e foarte sănătos să umbli desculț, pentru că toți centrii nervoși au conexiuni și în tălpi. Și în felul ăsta ne relaxăm corpul, toată lumea, toate organele se simt bine. Haideți să începem! Da, ce frumos bate clopotul în satul românesc! Ăsta e un lucru pe care îl admir și îmi place foarte mult. Face parte din viața la țară să auzi clopotul satului bătând și mi-amintesc că și la bunica în sat când bătea clopotul știai că e ora 12 fix, bine, sau omorât cineva. Sau omorât cineva, sau vine furtuna, sau mai multe. Știți voi. Așa. Cu ce să începem? Cu mizeria asta, ce e acolo? După cum se vede, aici avem dezordine. Adică noi ne străduim să ținem ordine prin gospodărie, dar în partea asta avem un pic de dezordine pentru că avem o cățelușă Stera care a început să tragă de covoarele astea care au fost așezate sub piscină. Piscina e acolo înită, găurită, trespălată și pusă la loc. E jumătatea lui august și geamul nu mai avea călduri de bălăcit în piscină. Dar păi după ce o mai punem la loc dacă e spartă? Păi o peticim și apoi o punem la loc, dar prima dată trespălată ca să o poți petici, că așa cu nisip cu de-astea pe ea nu pot. Dar prelata ce caută acolo? Prelata o țin acolo ca să se înțeleagă, să povestească cu piscina, poate fac la oaltă un puiuț și mai este o piscină mai mică. Na bun, aici avem altă mâncare de pește. Aici avem un cadru de trambulină pe care de anul trecut, de amus 2 ani, tot plănuim să facem un alt țarc. Și cred că anul ăsta vom fi nevoiți să-l facem pentru purcei. Avem 2 purcei care nu i-am vândut încă și ținem, cam vara nu o să vând purcei. Sau nu vrea nimeni să dea 650 de lei pe purcei de 12 săptămâni. Așa că îi ținem noi încă vreo 2 luni și tăiem la toamnă și facem porcheta. Așa că dacă nu știți cum se face porcheta și nu sunteți abonați la canalul Roșan la Țară, abonați-vă acum ca să nu pierdeți viitoarele episoade. Mai avem câți pui? Mai avem? 21. Avem 21 de pui, din ei am tăiat câțiva, mulți, ne-au mâncat vulpi, ne-au mâncat câini, ne-au mâncat... Anul ăsta a fost un an greu cu pui și o să facem noi un raport despre pui la final. Urmează un video în care procesăm noi pui, dacă n-ați văzut. Dar nu suntem foarte entuziasmați de felul cum a evoluat treaba cu puii de carne. Pui cumpărați, hrăniți bine, au carne, crescut mărișor, dar nu ca în alți ani când aveau 4 spre 5 kg. Ăștia au acum spre 3 kg, 3 kg și un kg. Suntem mulțumiți de ei, dar nu e extraordinar. Hai, ajută-mă să pun un pic prelata aia. Prinde tot de un colț. Că... E mai deschisă la culoare și... Da, unii nu e așa cald. E călduc. Du-te de acolo! Du-te! Lasă pui în pace! Du-te! Hai! S-a așezat la umbră.
ăștia doi baloți de fân și i-am făcut la cealaltă gospodărie pe care noi avem în Maramureș. Acolo o gospodărie mai off-grid, mai bătrânească, mai fără apă, fără curent, fără nimic. Însă avem o suprafață de vreo 50 de ari de teren pe care am cosit-o și mi-au ieșit doi baloți de fân. Stă pe căruță, stă pe ștraf, că n-am apucat încă să-i băgăm acolo jos, dar cred că astăzi o să ne ocupăm de ei și o să-i durgălim până jos. Mai avem aici ceva care e din fânul plouat. L-a plouat o grămadă de ori, după aia l-am întors, l-am balotat din un fân mai de proastă calitate, dar vom vedea cum l-a mâncat bivolița. E mirosă, nu miroasă rău, muce găinului, numai că, din păcate, e fân plouat. Și ăsta l-am duce jos și l-am așeza pe lemne și l-am... Pe postament. L-am așeza pe niște lemne și l-am acoperit. Nu, hai, arată-mi, ce-ți place ție? Curia mea, zmeura de anul ăsta. Și Andreea m-a tot mustat că am tăiat-o undeva prin aprilie, foarte jos. Adică da, foarte jos. Ori ai ras-o. Hăpă când a început să facă și e... Pentru că am văzut în online că în felul ăsta întărești rădăcina și eviți bolile în plantația de zmeură. Noi avem o plantație mică. Dar când ai avut boli în plantația de zmeură? Dacă avem boli pe stătă, trebuie să le ecotăm, să ne ferim de ele. Și datorită faptului că am tuns această plantație de zmeură, razan cu pământul, drajonii sunt foarte, foarte înalți. Eu am 1,90 și ăștia au 2 metri și vreo 30, unii dintre ei. Media e cam la 1,60, deci sunt foarte înalți. Mă bucur să văd încă albinele că zboară pe la zmeură. Și o să mergem și la familiile mele de albine. Uite, da? Acolo sunt niște albinuțe foarte drăguțe. Uite aici. Așadar, așteptăm cu foarte mare nerăbdare să se coacă în sfârșit zmeura, că alții au mâncat și s-au săturat de zmeură de mult și noi încă așteptăm să se facă. Uite, acolo este o bobă mare. Io, ce bobe mari, mă duc și mie. Cred că ai vrut să spun, mă duc să-ți culeg, iubit, o să-ți dau ție. Da. Uite aici. Ia, sunt patru boabe, le împărțim frățește. Una mie și ție. Mai este una acolo. Ia, sunt patru boabe, le împărțim frățește. Una mie și ție. Ia, patru boabe, le împărțim frățește. Una ție și patru mie. Super. Da. Unde mai este? Atât. Uită-te câtă îi, niciodată n-am mai avut așa mult. Și știi care e treaba, știi care e partea cea mai fascinantă? Datorită faptului că drajonii sunt așa de sus, cea mai multă zmeură o să o mâncăm noi. Că până acum veneau copiii, ăștia în tătă dimineața, vai, mai ales câte... Victor. Deci Victor e în, aici între tufele astea, numai vezi că culege mâncă până și ăsta se duce, nu știe nimic. Și noi mai venim pe aici, eu când vin aici văd că este zmeură coaptă. Ce rău Victor, ești! Când văd zmeură coaptă, îl strig, Victor, hai la zmeură! El vine aici, mai ia două babe, bă, dar nu-ți place zmeura. Bă, eu am mâncat de dimineață. Deci... Așa făcea anul trecut. Deci toată plantația asta de zmeură e din vreo 15 razoni cumpărați de noi. Și zmeura se mulțește foarte ușor, s-ar putea pe viitor să vă arătăm. Avem și video despre zmeură pe canal. Mere mai departe, nu stăm numai la zmeură acum. No, bine, hai să vedem și găinile. Că... Găinile, uite tu ce fain le-am cosit eu aici, că pui arba de până la gemeni. Deci atâta spațiu au aici, foarte, foarte mult spațiu și singurul loc unde stau, sub nuc. Nu, bine, acum e amiază. E amiază și ele stau la umbră. Uite cum vin. Pi, 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 pi. Ce simpatice. Pi, 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 pi. Ia cocoșul, l-am văzut că începe să cocoșească. O, dar de cele când încă? Cele șapte găinușe a început să ouă din ce am văzut așa. Nu. Da. Nu mai ți se pare. În fine, ori începe, până la toamne, pe când orgătau astea la alte mai bătrânele. Încă chiar sunt într-o pauză acum de la oat, că foarte puțin o găsim în cuibar. Merem pe aici, ca? Merem pe aici, că merem la... Sufletul tău. Sufletul meu, cele 5 familii de albine, că mi-am cumpărat în primăvara asta 2023, două familii puternice de albine, adică bine dezvoltate, sănătoase. Hai să vin mai încoace. Și datorită faptului că atunci când le-am cumpărat-o fost zdravene,
a venit perioada de mai, iunie, când a început să își facă boci, adică să aibă tendința de plecare, de a se înjumătăți, de a se separa, de a se așa, mi-am făcut roiul și acum am 5 familii cu măci, cu tot ce trebuie în ele și sunt foarte bucuros de ele. Și, ia, lăzile astea mai vechi, mai așa cum sunt, alea două noi cumpărate așa, le-am mai vopsit, le-am pus la punct și să vedem cum vom avea miere anul viitor. Anul ăsta am cules cât? Vă 20 și vă 30 și ceva de kilograme de miere, dat fiind faptul că am tăfăcut roiul. Da? Asta e cu scupii, cu albinele. Și mi-e place tare mult să știu că am miere acolo de la stupii mei și mă învăț cu albinele și nu mă mai înțapă și nu mă mai mușcă, cum ziceam eu la început. No. E și bine. Apropo, că vă explicam echipamentul de serviciu. E foarte important să fii în contact cu solul, să simți natura în care trăiești, în care te desfășori. În buzunar, la țară, trebuie să ai o brișcă, un briciac, ceva. Pentru că acum am fost cu un vecin să desfundăm țeava de apă. Avem o fântână acolo mai sus, de unde ne vine apă prin cădere. Și am mers acolo, am ridicat capacele, era apă, nu știu ce, am venit pe traseu încoace și într-o altă zonă era o mufă care trebuia desfăcută, să vedem de ce nu vine apa. Era aer pe țeavă și iată că ce bine mi-a prins că am avut șurubelniță la mine. Da? Mai dacă îți dădea de băut o bere, aveai și desfăcător de... Dacă îmi dădea ceva de băut o bere, eu dădeam înapoi, că bere nu. La mine berea seamănă la gust cu... să nu vă zic ce. Da, este și desfăcător de suc sau de alte cele. Bun. Din coace, o brichetă, că cum am fost la acasă, am mai scos bujia afară, am mai ars-o, mai nu știu ce, de fumat nu fumez, dar mai dau foc la câte ceva așa, la câte un căpchis de fân, ceva de ce, tot timpul este ce arde. Să nu vă imaginați că mă duc așa pe drum, că avem în Oradea un, era un boschetar, nu, cum să-i zic altceva, un om al străzii care iarna, vara, îl umbla de sculț. Iarna își mai punea câte un palton pe el, dar tot de sculț umbla pe beton, pe asfalt, era cu capul omul. Avea barbă mare, așa cam cum aveam eu acum 6 luni, și de sculț, palton pe el și atitudine de... Bun. Deci eu umblu așa pentru că știu, cunosc zona, știu că aici nu sunt mizerii, nu sunt nimic. Pe sus al câmpii am grijă că se mai rupe câte o prânguță și îi cuspim. Merem în zona asta unde sunt cele mai gălăsioase animale din gospodăria noastră, pentru că începând cu, cred că 10 august, am băgat sapul între capre. Cele 4 educe de anul ăsta le-am separat pentru că nu vrem să se monteze și alea sunt foarte gălăgioase. Merem mai jos să vedeți ce scandal fac, că nu ne mai putem înțelege un cu persoane. Și porcii și cățelele, vom vedea ce s-a putea zice printre ele și... Ia uite-le! Da. A, că nu mere gardul. Nu mere gardul dacă nu este curent, că ia cum stai educ acolo. Lipită de fir, fir. Va avea o surpriză când se pornește. A, păi a sărit de acolo și a fugit. Avem 3 capre la mulz, din care una e vândută, Dora e vândută. Urmează să o ducem după ce se montează la proprietarul actual, dacă doamna să uită o salutăm. Mai avem 2 țapi, țăpici și un țap mare. Țapul mare Bruno, vreau să vi-l prezint că sigur o să vreți să-l cumpărați. De vânzare. Se va vinde începând cu luna septembrie. Avem aici două furce, avem aici două scrofițe mari, nu te apropie pe tare, să nu te mușche. Și avem aici o purcică cu 2 purcei. De, cum am zis, de 12 săptămâni, noi mai vindem, îi ținem pentru noi. Dacă vine cineva să ne dea cât merită, poate că ne înțelege. Cam asta e. Na, și unde ți-o țapul? Mergem să vedem țapul. Ia. Ia la-i tapu, ce mândru e. Uite tu ce fain. No, cum să-l vând? Nu-l mai vând. Îl țin aici.
tăiem fudulile jos, să nu mai pută. E, nu pute, că ăsta nu pute așa tare, dar tăi mireasă câte un pic. Ia cum le mireasă pe cap. Na, fetele, care-i treaba? V-ați liniștit, vă fudor. Voi după mine plângeți toată ziua, mă. Ba, voi după mine plângeți toată ziua. Și nu mai vin eu pe la voi. Ia, nu mă țapă ăsta, vă. Îmblătești de cap. Tu miroși bine, tu. Unele dintre eduțele astea îs, cred, gestante. Dar, nu cred că le afectează că umblă tatăl. Păi ce urât face. Bruno. Nu m-a subținat ce să vezi cum face. Hai, țapu. Hai, Bruno. Ia. Cum stă cu gura între deschisă? Da, gândesc că e prostală. Radiat. Gândesc că e radiat și lovit de fulger. Da, așa se comportă țapii, mai știi, ales unii dintre ei sunt foarte ciudate. Mm-hmm. Hai tu, Dana. La un moment dat... Să dor de cuțu. La un moment dat... Am crezut că e gestantă, Dana, că era atât de umflată și de grăsunită. Acum altele par a fi gestante. Eu cred că o mânca doar foarte bine. Asta-i cuțul. Și știi cum o știu pe cuțul? Cam uletăt urmăresc pe la codă dacă le-o atins țapul, știi? Cuțul are un punct negru pe codă. Ce tu? Nu ești tu cuțul. Care ești tu? Omul deja nu mai știu. O să zic capră! Capră! Hai la mus, capră! Asta-i cuțul. Nu-i cuțul aia, regina. Vai, că... Seamănă foarte bine că n-are nimic distinctiv. Dar după cap, că asta, aia care are mai mult negru. Dar mi se pare că am dacă te uiți la amândouă, tot ești la fel. Două sunt cam la fel. Da, da, astea două. Seamănă foarte bine. Dar totuși asta e mai blajină așa la cap. Da, știi ce? După cum le știu... Cuțu avea pulpa foarte fină, așa, pielea fină pe pulpă, știi? Și alu Regina, pentru că pe Regina am dat-o la seini, avea mamelonele foarte lungi. Și după asta ne vom da seama, nu. Ne vom da seama cum îs... Ia uite ce se distrează căpruțele noastre. Bă, Tera, ce fain stă. Tera! Nu veni aici, că te ceartă Luna. Te mușcă de codă. Ce-s acolo?